De la 1 februarie, studenții vor beneficia de gratuitate la transportul intern feroviar. Această prevedere este inclusă într-o ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial în data de 6 ianuarie. În tot cursul anului calendaristic, studenții nu la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri. Clasa a doua, aceștia pot fi înscriși în programe de studii de la toate cele trei cicluri licență, masterat, doctorat, indiferent de forma de finanțare a studiilor, buget sau taxă. CFR Călători va facilita rezervarea biletelor gratuite atât la ghișe automat cât și online. Perioada următoare compania va implementa un sistem online de înregistrare a studenților eligibili pentru aceste bilete gratuite se precizează într-un comunicat al Ministerului Transporturilor. De aceste gratuități vor beneficia toți studenții indiferent de vârstă și naționalitate, pentru un număr nelimitat de călătorii inclusiv pe perioada vacanțelor universitare și indiferent de operatorul feroviar.